think and feel in the same way, that move in the same way, that understand what he wants from them. And when he's in the middle of working, it's very difficult for him to explain how he wants them to be. So I think the next step for him is to really pull his own company together, and that way the work will become even more amazing than it is at the moment. Chiar fără să îl văd, îl simțeam într-un... Deci îți cer protecție, tu erai, ca cetățean al unei cetăți grecești, obligat să-i acorzi protecție acelui rugător. Pentru că aceasta era o instituție a lui Zeus. Și dacă nu o respectai, era prăpăt, pentru că se abăteau asupra ta toate necazurile divine. Zeus te pedepsea. Într-un fel este echivalentul azilului politic de astăzi. În momentul în care cineva cere azil politic, el intră automat sub o protecție. Până în clipa în care îi se acordă sau nu îi se acordă. Da, te-ai dus în Germania, ai depus azil politic, până ți se spune du-te acasă, stai liniștit. Deși n-au niciun fel de bucurie, nemții, francezii sau mai știu eu cine, sunt obligați. Există un soi de lege dictată de un tip de morală. Acest lucru exista la greci. Deci obligația de a sări în ajutorul celui neputincios și de a acorda azil, protecție celui care ți-o cere. În același timp, în Grecia exista, evident, universala frică față de străini. Groază față de străini, pentru că străinul vine cu o cultură ciudată pe care nu înțelegi, cu o limbă ciudată pe care nu înțelegi, poate să aducă balamucuri, prăpăduri și necazuri. Grecii aveau oroare față de, o oroare magică față de străini. Tocmai de asta, pentru că străinul era ceva care avea legături cu forțele necurate, de neînțeles și așa mai departe. E un sentiment care n-a dispărut niciodată. Un sentiment care există la civilizațiile cele mai civilizate. Vedeți ce se întâmplă în țările civilizate, pe bună sau nebună dreptate. Acolo unde există comunități puternice ale unei civilizații străine, vezi arabii din Franța, vezi turcii din Germania. Toată toleranța și toată generozitatea statului care găzduiește, e la un moment dat subminată de frica lăuntrică și spaima față de ceea ce este străin.
În Iugoslavia asta se întâmplă de fapt acum. Este o luptă între culturi diferite. Între oameni care se închină, își fac crucea de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga. Ei fiind verișori. Sârbii cu croații și cu bosnieci sunt verișori. Sau cadanaizile cu egipteni. Dar ceva e... ceva e tulbur. Deci, asta se întâmplă cu danaidele în momentul în care ajung în Grecia. Pe Lasgos e pus în fața alternativei de a le acorda azilul obligatoriu prin legile divine sau, sau îl refuza, protejând astfel orașul de invazia unor ființe negricioase, străine, venite de pe tărâmurile misterioase ale Egiptului. Repetițiile pentru mine au însemnat un tur de forță. Iată-mă aici pusă în situația de a exista pentru câtva timp într-un fel de campus, cu anumite condiții, lucrând în anumite condiții. Nu mă refer numai la orele de repetiții, dar aici s-a creat așa un fel de trupă. Colaborarea a existat nu numai cu regisorul, dar a trebuit să existe o colaborare și cu să existe o soi de simbioză cu vorbesc de tinerii care există și care fac acest spectacol. Vorbesc de cele 50 de danaide și 50 de egipteni. Copiii aceștia care sunt minunați și care au venit cu speranțe, cu idealuri, cu dragoste pentru scenă și sper să aibă noroc, tot atâta noroc cât am avut și noi. Acest spectacol a cerut și cere o anumită rigoare. El este un sistem, e ca un computer. Și orice mică abatere de la acest computer dereglează sistemul. Este un spectacol foarte greu, el fiind în limba franceză, a cerut un plus, cel puțin din partea mea, care nu sunt vorbitoare de limbă franceză, a cerut un efort extraordinar, a trebuit totul să gândesc, să regândesc și din pricina aceasta rolul a fost teribil de copleșitor pentru mine. Și după aceea, ca semnificație așa mitologică, istorică, propunerea de a avea 50 de fete pe care le duci la moarte, le obligi să comită crima, a fost mai mult decât interesant. Mi l-am asumat, țin foarte mult la acest rol, cum de alminteri țin la toate rolurile pe care le-am făcut. A fost și este o șansă pentru mine, ca de altfel pentru toți colegii mei. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această șansă pe care mi-a dat-o să fiu alături lângă maestru Beligan, domnul Rebenciuc, Micaela Caracaș, Mariana, Alexandru Repan, Mișu din Vale, lângă copiii aceștia, colaborarea cu Silviu Burcărete și invitată la teatru din Craiova, care este... Nu? E ce pot să... E o șansă și o bucurie. Cred că fiecare regisor care se respectă și are această putere cere de la actor și Purcărete cere lucrul acesta să vii și să fii mereu în priză, adică nu să vii, îți spune acum ce ai de făcut și te gândești două luni de zile și după aia vii să faci. Îți spune ce vrea de la tine și trebuie să faci în minutele următoare. Ce m-a șocat cel mai mult la rol?
Că a trebuit să apar așa, într-un anumit fel și a trebuit să depășesc, să-mi depășesc niște inhibiții. După aceea, faptul că a trebuit să mă rad în cap, eu n-am vrut să... la început am avut rezerve, pentru că e așa o modă să te razi în cap, dar explicându-mi despre ce este vorba și argumentându-mi, vorbesc de purcărete, atunci am înțeles de ce apar așa. Alminter nu cred că apărea. Deci asta a fost puțin mai dificil, pentru că a trebuit să repet, să depășesc niște inhibiții. Chiar să doriți să explorați această lume pe care nu o cunoaște nimeni, dar care e noi. Să vă eliberați de gândul că suntem o grămadă, o masă de manevră, sunt niște nebuni care, mă rog, ne exploatează, vor ei să facă un spectacol cu noi, hai să vedem și noi să le facem treaba aici, le umflăm banii și am plecat. Nu merită, sunteți totuși mult prea prost plătiți pentru a nu vă bucura de adevărat de ceea ce faceți. Altfel chiar nu merită. Altfel chiar nu merită. Pentru asta, vă dați seama că e nevoie să ajungem toți la un soi de limbaj comun. La un soi de limbaj comun, adică să încercăm să găsim o rezonanță comună, să găsim un anume mod de existență care nu este cel de pe stradă, cel de pe trotuar. Să încercăm, pentru a ieși purificați, așa să ne îngropăm într-un soi de anonimat al trecutului și al tăcerii. Pentru asta vă impunem în primul rând această regulă a tăcerii, nu ca să ne, numai să ne protejăm pe noi de susureală și ciripit permanent. Pentru că tăcând ai mai mare capacitate să asculți, ai mai mare capacitate să-ți auzi zgomotele din lăuntru ființei tale, gândurile, ai mare capacitate de a te concentra. Și disponibilitatea de a descoperi în tine zone pe care în gălăgie nu le poți descoperi. Pentru asta facem și vom face o grămadă de exerciții.